Bine v-am găsit! Astăzi aș dori să vorbim despre vitamina B5, acidul pantotenic. Am menționat vitamina B5 când am vorbit evident despre complexul vitaminelor B, este chiar complex, dar cu acea ocazie nu am vorbit despre legătura dintre acidul pantotenic și somn. Și pe acest aspect aș vrea să pun astăzi accentul. Sigur, sunt multe alte procese în care este implicată vitamina B5, voi menționa câteva. Denumirea aceasta de acid pantotenic vine de la pantoten, care din greacă înseamnă din toate colțurile și de fapt se referă la multitudinea surselor alimentare din care putem obține vitamina B5. Și în ciuda faptului că consumăm zilnic aceste surse alimentare, vi le prezint imediat, totuși putem vorbi de un deficit de vitamina B5 și există o explicație pentru acest fapt, imediat vă detaliez. Dar mai întâi, ce face această vitamină B5, acid pantotenic, în corpul nostru, care ar fi în mare, foarte telegrafic, rolul vitaminei B5? În primul rând, este un cofactor pentru nivelul nostru de energie prin conversia macronutrienților, adică vitamina B5 permite conversia proteinelor, carbohidraților și mai ales a grăsimilor în energie. De asemenea, vitamina B5 este ca un fel de precursor pentru hormonii stresului, pentru cortizol și adrenalină. Este o coenzimă pentru construcția cortizolului, formarea cortizolului și adrenalinei, dar foarte important și pentru formarea hormonului implicat în somn, pentru formarea melatoninei. Deci, ca urmare, un simptom major în deficitul de acid pantotenic, de vitamina B5, este oboseala. Pe lângă oboseala suprarenalelor, iritabilitate, dar ai și multă insomnie în caz de deficit de vitamina B5, ai neuropatii, stare depresivă, inflamație și, foarte important, multă acne. Când folosim o anumită formulă pentru suprarenale, știți, aceste suplimente care se vând, am pus și eu un exemplu în imagine, Adrenal Support, ar fi bine să ne uităm la compoziție și să ne asigurăm că există în compoziție și vitamina B5. Acidul pantotenic. Deci B5 nu numai că ne ajută la nivelul de energie și la întărirea suprarenalelor, dar așa un rol, cred eu, util, concret, de știut, este faptul că te ajută acidul pantotenic și la recuperarea musculară după prea multe exerciții la sală. Deci, fiind implicată în metabolism, vitamina B5 te scapă de prea mult de acumularea aceasta de acid lactic după multe exerciții și crește de asemenea și utilizarea oxigenului, mărește oxigenul în corp. Ce este foarte important de știut legat de această vitamină B5, care, în ciuda, cum spuneam, în ciuda surselor nenumărate alimentare, totuși nu poate fi ușor absorbită în corp. Și aici cred că este ceva nou, poate mai puțin cunoscut, și anume, numai în condițiile în care ai un microbiom sănătos, în condițiile în care ai o floră intestinală echilibrată cu bacterii prietenoase, atunci se va putea transforma acidul pantotenic, se va putea absorbi, activa vitamina B5 în colon. Deci, în condițiile în care avem probleme intestinale, digestive sau poate chiar un diagnostic din domeniul acesta,
nu prea poți absorbi vitamina B5, nu poți, deci, activa și nu poți crea efectele prezenței acestei vitamine și primul efect pe care ți-l dorești este să scapi de acne. Deci este o mare legătură între problema acnei și starea microbiomului și sănătatea intestinală. Deci acnea nu este doar o chestie la suprafața pielii, nu e o chestie exterioară, din factori externi, cât mai mult din factori interni. Deci să ne asigurăm de bacterii bune, prietenoase, pentru, în primul rând, legat de acne, poate pentru tineri e mai interesant de știut acest aspect decât cel legat de somn. Deci alimentele care conțin în cea mai mare cantitate de vitamina B5 și de acid pantotenic sunt ciupercile, ficat, avocado, conopidă, ouă. Deci alimente oarecum frecvent consumate, dar și fasolea, și leguminoasele, și carnea, și carnea de organe, și cartofii dulci, și semințele, și nucile, conțin cantitate apreciabilă de vitamina B5. Ce mai face în mod esențial vitamina B5 în corpul nostru? Și anume această legătură cu somnul. Deci, pe lângă faptul că acidul pantotenic este o coenzimă pentru crearea cortizolului și a epinefrinei, adică a adrenalinei, dar vitamina B5 este esențială pentru sinteza acetilcolinei, pentru producția acetilcolinei, care ne ajută să avem o concentrare mai bună, o memorie mai trainică. Și am vorbit despre acest aspect, cel mai bun nutrient pentru o gândire mai bună. Dar, cum spuneam la început, vitamina B5, acidul pantotenic, este esențial pentru crearea acestui hormon implicat în somn, melatonina. Contribuie de asemenea și la formarea serotoninei pentru starea noastră de spirit, dar aspectul legat de melatonină aș vrea să-l subliniez. De ce ne-ar ajuta somnul vitamina B5? Pentru că acidul pantotenic sprijină în mod direct celula care controlează ritmul circadian. Ajută foarte mult ceasul nostru biologic din creier pentru menținerea și pentru a avea un ritm circadian echilibrat. Acest ceas biologic central are și o denumire, se numește nucleul suprachiasmatic din hipotalamus, cum îl vedeți aici în imagine. Sper că se vede cât de cât este foarte mic pe imagine. Partea cu albastru, cred că se vede. Deci ajută acidul pantotenic, ceasul nostru central din creier, dar aș spune că ajută toate ceasurile pe care le avem în corpul nostru, pentru că un ceas există în fiecare celulă și aceste ceasuri se numesc ceasuri periferice. Deci și toate aceste ceasuri din fiecare celulă, evident, sunt legate de ceasul central din creier. Așa că atunci când noi dorim să mergem la culcare, de fapt tot restul corpului merge la culcare, în teorie, însă în practică, de multe ori, se întâmplă să avem o stare mult mai agitată când dormim, să avem anumite simptome de neliniște, de tulburări, de agitație. Te poți gândi la aceste simptome în caz de deficit de vitamina B5, deci pe lângă ce am vorbit de oboseală, iritabilitate, apatie, pe partea opusă ai picioare amorțite, ai crampe musculare, chiar mâini amorțite și multă neliniște și tulburarea somnului.
Vitamina B5, acidul pantotenic, contribuie de asemenea la formarea hormonului produs de hipofiză. Acest hormon ACTH prescurtat, pe care îl vedem pe buletinul nostru de analiză, ACTH, când facem analizele de cortizol, de pildă. Deci, vitamina B5 contribuie să facă acest ACTH mult mai senzitiv, acest hormon, adică să lucreze mai bine și mai complet. Deci, acidul pantotenic, înțelegem că ajută la echilibrarea cortizolului, în sensul că să nu ai nici prea mult cortizol, dar nici prea puțin, nu e bine nici într-o situație, nici în alta, să ai cât trebuie cortizol. Și atunci când dormim și avem un cortizol crescut, poate vă amintiți că am vorbit despre tema aceasta, nu vom reuși să dormim cu un cortizol mărit. Ne vom trezi la 2-3 noaptea, nopți la rând, cum am discutat în primul, care este primul semnal de cortizol crescut. Tocmai această trezire în miezul nopții. Deci pentru problemele suprarenalelor, pentru problemele de somn, de insomnie, de tulburări de somn, cred că este o idee bună să te ajuți cu vitamina B5, acidul pantotenic, evident verificat și cu medicul. Deci acidul pantotenic ca supliment, îl vedeți aici în imagine, am pus în mai multe slide-uri, mai multe exemple, alegeți ce firmă doriți. Am vrut doar să vă arăt așa, diversitatea de pe piață. Doza este în jur de 500 de miligrame. Este foarte important de știut, nu cred că există chiar așa la vedere în farmacii, că există la vânzare și forma activă a acidului pantotenic, care se numește pantetină. Eu nu am văzut-o în farmacie. Această formă activă este mult mai puternică ca B5 clasic obișnuit, dar dacă stai bine cu microbiomul, dacă știi că nu ai probleme digestive, poți să consumi, ar fi suficient doar vitamina B5 să suplimentezi dacă dorești, dar dacă există probleme digestive intestinale, poate forma activă, să nu mai aștepți activarea, forma cu denumirea pantetină poate ar fi mai indicată. Dar, evident, vă consultați și cu medicul. Doza pentru pantetină, cum vedeți, variază între 300 de miligrame, 450, 600 de miligrame. Deci, eventual, încercați și această variantă cu vitamina B5, acidul pantotenic și eventual pantetină pentru un somn mai bun și pentru a ajuta la echilibrarea cortizolului. Mulțumesc, la revedere!